Înființată de autoritățile locale la începutul acestui an, echipa de fotbal CSM Slatina, aflată sub coordonarea antrenorului Iulian Mitrache, a avut un parcurs ascendent. Majoritatea confruntărilor din Liga a 5-a câștigate și obținerea trofeului județean din Cupa României sunt rezultatele obținute de slătineni. Anul acesta, formația va activa în eșalonul superior. 11 fotbaliști au rămas din vechiul lot și alți 4 s-au alăturat proiectului pentru acest sezon. Obiectivul pe care ni l-am propus în această ediție de campionat, și anume promovarea în Liga a 3-a. Nu va fi ușor, deși pentru unii pare simplu, pentru că fiecare meci trebuie tratat cu seriozitate, pentru că ați văzut, în sport sunt foarte multe surprize. Vrem să terminăm pe locul întâi și să câștigăm meciul de baraj pentru a promova în Liga a 3-a. Pentru noul sezon competițional, pe banca tehnică va sta Bobby Verdeș, un sportiv cu rezultate remarcabile și antrenor de excepție. Anul trecut, Verdeș a antrenat formația Flacăra Horezu, care, datorită acestuia, a promovat în eșalonul superior. Mă bucur că m-am întors din nou la Slatina, acum chiar din postura de antrenor principal. Mă bucur că cei din conducere s-au gândit la mine și mi-au oferit această șansă ca să antrenez din nou la Slatina și să ne atingem obiectivul acela de a promova. Pentru îndeplinirea obiectivului, Bobby Verdeș va fi ajutat de antrenorii Mircea Voicu și Vasile Sin. Am mai fost implicat ca antrenor secund în mai multe proiecte aici. Am sunat Bobby, mi-a zis dacă vreau să vin. Sunt slătinat, nu aveam cum să refuz. Nici pe el nu aveam cum, că știu că e profesionist. Sper că totul să fie cât mai bine. Am 43 de ani. Ultima echipă la care am antrenat este Voința Turnu Mărână. A lucrat cu Ierivi în Caracol. Am mai fost la UTA Arad, FC Bihor, Academia Liberty Oradea. Pentru sezonul 2018-2019 au ales să joace în culorile clubului slătinean sportivii Mircea Șchiau, Adrian Stănică, Florin Tudor și Cristian Preda. Mulțumesc celor din conducere, s-au gândit la noi slătineni să venim acasă și să facem parte din acest proiect frumos. Fotbaliștii slătineni se pregătesc intens pentru noul sezon competițional. Antrenamentele au debutat ieri și vor continua până la partidele oficiale. Până atunci însă vor disputa mai multe meciuri amicale, primul fiind programat pentru sâmbătă, ora 11, pe stadionul 1 Mai din Slatina, în compania formației de Liga a 3-a din Alexandria. Pe 1 august vor susține meciul din Cupa României, urmând ca pe 4, 8, 11 și 18 august să dispute meciuri de verificare, având ca adversari formațiile Universitatea Craiova, Unirea Bascov, CSU Craiova și CSO Filiași.